Bună, dragilor! Bine v-am regăsit pe canal și așa cum vă promiteam săptămâna trecută, astăzi vreau să vă arăt câteva imagini din excursia noastră, mini-excursia noastră în Spania, în Palma de Mallorca. Am să vă las să vă bucurați de imaginile filmate acolo, iar la finalul clipului vreau să tragem așa o concluzie asupra acestei excursii și aș vrea să vă povestesc puțin și despre prețurile care le-am întâlnit acolo și despre experiența la cazare și principiul concluziile acestei excursii. Dar asta după ce vă voi arăta imaginile de acolo și exact ce am făcut noi. Și atunci, nu vreau să mergem în Spania. Ce faceți voi? Bună ziua, bună! Noi ne pregătim să mergem în Spania, cum a zis și Evelyn. Opa, ce faci? Vii și tu aici așa printre baloane? Aceste baloane le-am primit de ziua mea, de la soțiorul meu scump și drag. La fel și floricelele, ia uite, așa superbe floricele de la niște prieteni, super, super dragi. Am primit multă, multă ciocolată anul acesta. Iar acum ne pregătim să mergem la Spania! Iuhu! Și ce vreți să faceți acolo? Vreau să mă joc. Vrei să te joci? Da. Prietenii noștri au plecat deja acolo acum câteva zile, dar noi astăzi mergem împreună cu sora mea și cu cunoțelul nostru, mergem și cu ei doi și ne alăturăm găștii de acolo. Și am chiriat o vilă superbă cu piscină, acum să vedem dacă o să țină și vremea cu noi. Nu? Și ce ați vrea să faceți acolo? Cu cine ne jucăm acolo? Tony. Cu Tony? Și mai cu cine? No, Tony, I'm to play with Emily. She splashes the pool. But from that, I am going to do it. Cu cine te mai joci atunci? Dar nu o să mă joc așa de mult cu Emily, că o să mă stropește și nu o să fie așa de cuminte. Deci o să mă joc doar un pic cu ea și în piscină. Nu o să mă joc așa de mult. Da, ok. Și cum a fost cu Bunu aici, așa de-a plăcut? Da. Ce-a fost cel mai fain? Nu știu, să mă joc fotbal. Să te joci fotbal? Și ție ce ți-a făcut cel mai mult cu Bunu? Când am venit să mă uit cu Bunu la telefon. La telefon? Te uitai la ce poze făcea cu tine? Deci, da, asta facem acum. Ne-am pregătit. Acum să vedem, ne riscăm un pic cu trunchii, cu acele bagaje a copiilor, să ne ducem la Wizz Air, deși avem doar bagajul de mână, n-am mai luat bagaj de cale, că sunt doar 3 nopți și 4 zile. Să vedem, vă voi anunța. Ce a mai trebuit să facem a fost să completăm formularul de, adică ai două variante, formularul lor de pe site-ul Spaniei sau, în cazul nostru, noi avem certificatul acela de vaccinare, deci nu mai trebuie să completăm niciun formular. Copiilor sub 12 ani nu le trebuie absolut nimic, niciun test, nici nimic. Așadar, asta am făcut, bineînțeles, ieri, am putut să fac și check-in-ul pentru Wizz Air. A fost super, super ok. Da, vrei să le mai spui ceva? Deci nu o să mergem în Spania și o să ne tristăm mult și o să ne jucăm și când plecăm o să mergem pe avion și când mergem acolo o să mergem pe avion. Da! Vreau să vă spun că Evi acum două zile mi-a spus că ea vrea să apară mai des în clipurile lui Mami. Îi place mult să apară și și-a dat ea seama că ne mai uitam noi la clipurile de când era ea mai micuță că acum nu mai apare așa de des, așadar de aceea a vrut ea să facă introducerea acestui vlog. Bun, haideți că vă luăm cu noi. Ciao! Ciao! Mergem la plimbare! Da, ciao! Acestea sunt bagajele copilașilor pe care le avem de ceva ani buni, așa-i, însă depășesc cu câțiva centimetri noile dimensiuni de bagaj de mână, să sperăm că ne va lăsa să mergem cu ei, ne riscăm, acum am citit pe net și am văzut cu multe mămici au zis că nu au avut niciun fel de problemă, așadar vom vedea și vă țin la curent dacă am putut călători cu ele sau nu. Arătăm și ce jucării și-au ales copiii. Văd că Evelyn și-a mai pus câteva păpușele de când am văzut eu bagajul, așa-i, ți-a mai pus puține, așa. Ce aici, așa? Ai păpuși și-au ales câteva păpușele. Tableta aceasta de scris o are și Dominic. Aici, așa. Apoi și-a luat acest ursuleț să doarmă cu el. Dominic, tu ce ți-ai luat, mami? Un explorator. A, și-a luat un set din acesta de explorator, care l-a primit cadou recent, cu tot felul de obiecte de turist, așa ai? Da. Pinoclu, busolă, ce mai acolo, fluier, lanternă, tot felul de chestiuni și exploreze locuri noi. Vai de mine, ce frumos! Fluier, bravo!
Așa, și haide să vă arăt și ce le-am luat ca să aibă pe avion. Și aici câteva jucării care puteți să luăm la bagajul de mână să se joace fie în aeroport, fie când mergem acolo în Spania. Așa-i? Hai să vedem. Deci am luat aici, au primit de la iepuraș niște oulețe acestea cu marcare să le coloreze și să facă practic art and craft, să lipească tot felul de chestiuni. Niște stickere care sunt 3D și sunt și cu sclipiți, sunt super drăguțe. Sunt sigur că astea o să țină mult timp ocupați. Cărți din acestea Trumps, adică din aceea în care e război practic și fiecare animăluț este puternic și trebuie să te joci. Uno, super, super, super practic, așa-i. Ceasurile care deja știți despre ele. Alte cărți acestea sunt practic memo card și se poate juca cu ele în diferite moduri. Și niște ouă din acestea, tot așa, astea nu știu dacă neapărat pe aeroport, dar ce puțin când ajungem acolo în Spania și să se joace cu ele. Și pe lângă aceasta am mai luat și tabletele, cum ați văzut la copii, și am mai luat și aparatele lor foto. Și cam atât, cred că o să ne țin ocupat destul, plus că, bineînțeles, fiecare și-a ales o gustare sărată, le-am spus să-și aleagă, și o gustare dulce. Pentru că noi vom mânca cel mai probabil prânzul înainte să plecăm la drum și am zis că așa măcar să aibă ceva puțin să-i țină ocupați pe drum. Pregătiți, copii? Da! Hai să mergem în vacanță! Iuhu! 2 ore pe drum, așa. Mai multe ore pe un avion și după aia mai mult 2 ore pe drum și după aia am ajuns la Spania! Am ajuns în următoarea zi, aseară am ajuns destul de târziu, cu toate astea, evident, Cosmin a intrat în apă. Când a ajuns aici, a fost super ok, până la urmă ne-au acceptat, am fost și întârziere cu o oră, deci nu a mai stat nimeni să ne verifice mărimea bagajelor, nu s-a uitat nimeni, a fost totul ok. Aici, la intrarea în aeroportul din Palma de Mallorca, pur și simplu ne-au scanat dovezile de vaccin. Noi am avut 3 vaccinări până acum, 3 doze, nu știu sigur dacă mergea și doar cu 2, însă noi am avut 3. Doar ne-a scanat QR code-ul acela pe care l-am downloadat de pe aplicația NHS și a fost super ok. Acum este super, ne pregătim să mergem la plajă, e o vreme super, super faină în acest moment, nu știu cât o să mai țină vremea asta frumoasă, dar am fost deja dimineața la patiserie, am fost pe aici prin zonă, noi practic stăm la un sătuc undeva la jumătate de oră din orașul Palma de Mallorca și este așa totul rustic și frumos și așa tradițional, deci îmi place maxim. Da, copiii deja s-au băgat cu piciorușele în apă dimineața asta în piscină, că au fost foarte cântați și ei. Așadar, haideți să mergem la plajă și am să vă arăt probabil un pic mai încolo și cum arată un pic așa căsuța și, adică casa, nu știu dacă vă dați seama, dar uitați aici așa înălțimea camerei, este imensă. Dulapul de aici din spate, tot așa, este imens, deci eu nici nu ajung în partea de sus, este enormă, enormă, deci e așa construcția aceea tipică spaniolească.
Just leave him. Hey, don't. Nice. Oh! He's coming to me. Bună, dragilor! Noi suntem în Spania! Noi suntem în Spania, da! Dar azi plecăm acasă. Așa este. Și mâine mergem la școală. Așa este, da. Acum este ultima zi. Vreau să vă spun că noi de fapt ne-am cazat undeva la vreo jumătate de oră de la aeroport, deci din Palma de Mallorca. Este așa un sătuc, deci este superb, superb, așa tradițional și casa este frumoasă și împrejurimile și efectiv se găsesc palmieri la fiecare colț de stradă, fiecare curte cred că are un palmier. Da, a fost foarte frumos. Într-adevăr, să vin aprilie în Spania, mai ales aici în zona aceasta, e un pic așa riscant pentru că am avut și zile bune, dar și zile ploioase în care n-am putut face mare lucru. Însă astăzi va fi ok, vor fi 23 de grade, cam așa. Așadar, deși mergem seara, avem zborul destul de târziu seara la 9, mai mergem să mai profităm un pic de plajă înainte. Și da, deci uitați ce priveliște superbă și acolo la piscină, ați văzut cadrele, numai bine se văd munții în spate. A fost foarte, foarte, foarte frumos. Am avut aici așa chiar la colțul vilei unde ne-am cazat o patiserie și în fiecare dimineață mâncam chestii așa proaspete și cu ciocolată și cu șuncă și brânză. Deci foarte, foarte, foarte bune. Am avut o vacanță scurtă, dar super, super frumoasă. Așa ca și destinație, eu vi-o recomand. Chiar este foarte, foarte faină. Cum am spus acum, nu știu dacă neapărat în aprilie, poate vacanța din mai ar fi și mai sigur, mai călduroasă sau, bineînțeles, vara. Dar, da, chiar a fost foarte, foarte frumos și mi-a plăcut și la plajă, curată, plaja frumos, fără alge, fără scoici, fără nimic. Deci chiar este o destinație prietenoasă și pentru copii. Ieri, nu știu dacă ați observat din imagini, dar am găsit un restaurant chiar acolo pe plajă. Noi am fost nu la plaja de la Palma, ieri am fost la o altă plajă. Și acolo, la un restaurant, am avut inclusiv un bouncy castle, o trambulină din aceea gonflabilă și să se joace copii. Și a fost atât de fain că până au venit mâncare, mai ales că noi am fost un grup mare, până au venit mâncarea, până s-au servit băuturile, până toate astea, copiii s-au distrat super, 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 ok? Chiar aici după colț, unde ați văzut probabil la seară, am făcut o plimbare cu copiii, avem chiar un părculeț din acesta, dar mic, 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 dar tot așa, e perfect pentru ei. Deci, n-am ce să spun, chiar ne-a plăcut mult, mult de tot, mai ales că și în aeroport sunt peste tot locuri de joacă pentru copii și am apucat de data asta să ne bucurăm și am văzut că și acum când ne întoarcem în Palma și aici este un loc de joacă în aeroport, deci da, chiar ne-a plăcut mult de tot. În rest, nu știu ce să vă mai spun. Restaurante, bineînțeles că sunt la plajă, în satul cu care stăm nu am găsit decât așa o cafenea cum a venit. Sigur există un restaurant, însă noi am mers la cele de pe plajă și da, cam atât, dragilor.
I'm going to help. Nu o să vă vină să credeți, însă ce credeți? Nisa a anulat zborul. Am stat inițial, zborul trebuia să plece la 9, cu vreo 4 ore înainte am primit un mail să ne zică că pleacă la ora 1, apoi am mai primit încă un mail să spună că pleacă la 5 dimineața, ca într-un final să primim un mail în care să ne spună că pleacă următoarea zi la 10 seara. Și într-un final a fost o nebunie totală, am aflat că de fapt zborul a fost anulat complet și uite-ne acum, am ajuns la hotel, ne-au asigurat transportul de la aeroport cu autobuzul, noi ne-au dat două camere, una practic pentru mine și Cosmin, una pentru copii, dar bineînțeles că eu voi sta cu domn deja doarme, ați văzut acolo, Cosmin este cu Evelyn. Asta este aventura. Momentan nu știm exact ce se întâmplă, mâine știm doar că ne va aduce tot așa autobuzul de la hotel, dar încă nu știm la ce oră va fi zborul. Astăzi când filmez este duminică, trebuia mâine să fie copii la școală și noi la lucru. Vă întrebați de ce am venit chiar la final de vacanța asta, pentru că așa am putut să ne luăm concediu. În orice caz am anunțat deja la lucru că nu vom ajunge, copiii nu vor putea merge la școală, vom suna mâine dimineață. Și uite așa, mâine să sperăm, ni s-a spus la un moment dat că autobuzul va veni să ne iei cu 3 ore înainte de zbor. Dar dacă zborul este la 10 seara, așa cum știm în acest moment, automat, teoretic, ar trebui să putem sta aici la hotel mai mult. Încă nu știu dacă aceasta va fi soluția, încă nu știm concret. Cert este că acolo la hotel a fost, la aeroport a fost o nebunie, pentru că știți, chiar dacă se schimbă ora de colorit, tot trebuie să faci check-in-ul la ora inițială. Așadar, cam acelea au fost ultimele imagini pe care am putut să le filmez cu bateria de la cameră. Apoi am rămas fără baterie și oricum a urmat o altă aventură despre care v-am povestit în clipul de săptămâna trecută. V-am zis exact cum s-a finalizat acea excursie cu zborul și cu toate cele. Nu am mai reușit să mai filmez acolo la cazarea, la hotelul acela care a fost oficial doar pentru adulți, așa scria și pe site-ul lor și peste tot. Se pare că totuși compania aeriană a reușit să ne găsească cazarea acolo și să facă o excepție pentru noi pentru acea seară. A fost ok, cazarea chiar n-am ce să mă plâng, mâncarea a fost ok, a fost micul dejun, a fost un bufet și cina la fel. Însă cina a fost așa pe grabă pentru că noi a trebuit să ne prezentăm la cină la 6 fără un sfert și deja autobuzul ne lua la 6:30, deci a fost totul așa pe grabă. Dar oricum, a fost ok și mă bucur că am avut chiar și treaba asta inclusă. Acum, în ceea ce privește cazarea de la vilă, n-am reușit să filmez foarte, foarte multe cadre, însă casa a fost imensă, așa cum vă ziceam și la începutul clipului, chiar a fost foarte, foarte mare. Când intrai în casă, intrai frumos într-un plan acesta deschis, unde aveai bucătăria și câteva camere și jos erau două băi, iar sus încă alte dormitoare și încă alte două băi. Pe terasă frumos era făcut un grătar și afară era piscina. Dar era o casă, vă spun, enormă și stilul acela tipic spaniolesc, să zic așa, cu gresie, cu faianță peste tot. Însă, călătorind în luna aprilie, a fost nevoie să pornim căldura. Noi nu am fost acolo când s-a făcut check-in-ul, pentru că, așa cum vă ziceam, prietenii noștri au ajuns înaintea noastră, dar ei când au ajuns acolo, li s-a spus, dacă vrem să folosim căldura, va trebui să plătim extra. Ulterior am văzut că și pe site-ul de unde am luat cazarea, deci noi știam că asta va fi extra cost, dar nu știam cât, ce-i drept. Ei bine, pentru doar două seri în care am pornit căldura doar așa cât să țină peste noapte, ne-au încasat 56 de euro. Mie mi se pare foarte, foarte mult, având în vedere, sau 5-7, ceva de genul, dar repet, asta a fost doar pentru două seri în care am pornit foarte, foarte puțin căldura. Acum, evident, n-am avut ce să facem să ne luăm acolo la ceartă cu proprietarul, dar, per total, ne-a
da destule chestii, adică la cazare am primit, au fost peste tot și prosoape și, mă rog, ce ai nevoie în mare parte, mai puțin saci de gunoi. Și din nou nu am fost acolo când a fost check-in, așa cum vă ziceam, dar prietena noastră a întrebat, ok, și pentru saci de gunoi, și s-a spus că, foarte așa lejer, proprietarul i-a spus că trebuie să iei de la magazin. Dar în rest, na, cum am zis, nu pot să mă plâng. Cazarea în sine a fost ok și când am văzut primele imagini, am fost prima zi, am fost la o plajă în direcția opusă de aeroport, la vreo 15 minute am găsit acolo o plajă, și acolo chiar a fost superb, chiar mi-a plăcut mult de tot. Iar în ultima zi, când am avut și zborul, am mers pe plaja aceea, cea mai mare, practic, din Cupa de Mallorca, de lângă aeroport, și acolo, într-adevăr, zona a fost mult, mult mai comercială. În legătură cu prețurile mâncării, am găsit un restaurant chiar acolo, pe plaja principală, să spun așa. Nu mai știu exact cum se numea, era Homemade, scria peste tot că, practic, se face paella de casă, super, super, super delicioasă și prețuri super, super bune, și jumătate din membrii de staff de acolo erau români, și dar foarte amabile, doamnele și chelnerițele, toată lumea era super amabilă acolo. Și ca să vă dați seama, acolo, parcă țin minte că pentru o porție imensă de paella, era undeva la vreo 16 lire de persoane, dar oricum venea așa, cam peste tot la toate restaurantele, toate meniurile care le-am văzut, dacă vrei să comanzi paella, trebuia să comanzi pentru minim două persoane, pentru că îți veneau așa într-o tavă din aceea imensă, imensă, imensă. Așa cum i-am spus, nu am mai avut baterie să filmez, din păcate, și eu să vă arăt, dar acolo chiar a fost bună și cafeaua și... Dar ca să vă dați seama, în principiu pentru două meniuri de adulți, două de copii și, evident, băuturile pentru noi, cam undeva la vreo 50-60 de euro, cam atât plăteam o dată pentru o masă. Prețurile ok, zic eu, adică prețul de copii până în 10 euro de meniul de copii, dar la plaja aceea, în direcția opusă de la aeroport, acolo chiar a fost fain, că a fost și locul de joacă pentru copii și aia a fost foarte, foarte drăguț. Acum, în legătură cu vremea, în luna aprilie, să mergeți în Palma de Mallorca, eu zic că e bună, în sensul că dacă aveți noroc, dar este foarte riscant și clar că apa nu este suficient de caldă pe cum mă așteptam, de exemplu. Noi am rezervat acest concediu în ianuarie, dar într-adevăr nu este acel gen de excursie unde este super cald și mergi în apă fără niciun fel de problemă. Apa era destul de rece și am și prins o zi cu ploaie plus încă o zi cu vânt, deci da, într-adevăr nu este tocmai cea mai bună perioada anului în care să mergi acolo, dacă vrei să înoți și să te bucuri de o vacanță de vară propriu-zisă. Dar nouă ne-a plăcut, pentru că ne-am bronzat, copiii s-au jucat mult cu nisip, experiența cu prietenii noștri a fost frumoasă, că am mai stat împreună, am petrecut timp împreună. Deci, pe total, s-a meritat excursia. Cam acestea ar fi concluziile, cam acestea au fost prețurile. De exemplu, pentru o bicicletă din aceea de plimbat am dat 20 de euro pentru o oră în mod normal, dar doamna a fost foarte drăguță, nefiind plin sezon, ne-a lăsat o oră jumătate. Altceva nu cred că ar trebui să plătim extra, cam astea au fost costurile. Da, a fost drăguț, în afară de peripeția de la final cu zborul, chiar a fost o vacanță reușită, zic eu. Vă mulțumesc că ați stat până la final să ne urmăriți și vă aștept sâmbătă viitoare la ora 4 pentru un nou clipleț. Am pupat!